Drumul care ocolește orașul Rezina este plin de gropi. Pentru a înțelege cât de adânci sunt acestea, putem arunca o piatră în una din băltoacele formate după ploaie. Drumul distrus de camioanele de mare tonaj are o lungime de aproximativ 3 km și pentru reparația lui este nevoie de 30 de milioane de lei. Bani pe care primărie orașul Rezina nu-i are. Doar jumătate din această sumă constituie bugetul localității pentru un an. Unii agenți economici au contribuit de mai multe ori la repararea șoselei, dar cârpelile sunt distruse de prima ploaie. Noi ne-am adresat la prim-ministru actualul în finele anului trecut, prin luna octombrie, de a ne aloca aceste surse financiare. A fost redresat adresarea noastră ministrului de finanțe. De ministrul de finanțe ne-a spus că noi nu alocăm bani pentru reparația drumurilor locale. Șoferii sunt indignați că acest drum este deteriorat de mulți ani, iar circulația pe acest segment este un calvar. Doamne ferește, îmi stric sănătatea! Îmi stric sănătatea, e ceva strașnic! Mi-a nirușine de orașul meu! Vă spun ce zic, nirușine, mări pe aici și mă împlă lăhrinii! Că nu poate cineva să facă ceva! De când există problema asta? De când e drumul ăsta? S-a mai reparat vreodată? Nu s-a mai reparat! Sunteți în Rezina? Nu, de la Orhei sunt. Și mai sunt în alte părți așa drumuri? Numai la Rezina, așa îmi pare mie. Dar interfiuri de astea au fost foarte bolți. Efect, măi. Cuitorii din împrejurime chiar nu au pe unde merge. Sunt nevoiți să meargă pe bordură ca să nu dea în boltoacă sau pe glot.